Să-i aducem și noi bucurie, lui Daniel, da? Unde este? Ia de ce place. Hai, te rog să te aproape aici. Așa. Uite, și am venit să-ți bucurăm ziua. În special, uite, avem mai întâi de toate acest ursulică mic. Să dormi lângă el, să ai grijă, așa, să crești cât el de mare și voinic, da? Așa, uite, este pentru tine. Așa. Iar florile, să-ți bucure ziua ta minunată. Așa, sunt pentru tine. Așa, te poți ține? Așa. Hai, te poți ține cu un pas mai în urmă. Așa. Dar spune-mi tu, de la cine crezi că poate să fie această surpriză? Sigur, este din partea părinților, a mămicii, a tăticului. Da, care mi-a transmis un mesaj de felicitare pentru tine. Așa, și eu o să-l recit. Scumpul nostru Daniel, ce aș putea să-ți dorim de ziua ta? Noi, tăticul și mămica, îți dorim să fii un trandafir în casa noastră. Să ai parte de succes la învățătură. Soarele să te lumineze, lumea să te stimeze. Îți dorim o zi cu soare, la mai mult și la mai mare. Să iubești că vei fi iubit, să stimeze că vei fi stimat. Să ai o viață dulce, te iubim mult, mult. Uite, și din partea companiei Flori cu Surprize îți dorim o copilărie cât mai frumoasă, să treci toate obstacolele vieții doar cu bine și cu noroc, să nu știi niciodată din necazuri și ca astfel de surprize din viața ta să nu dispară niciodată. Uite, dacă ai și tu ceva să-i spui mami, ce-i spune tu lui mămica? Mămica, mămica, te dai mai în pasul la șapte, și numai cu mânuța asta care poți, așa, ia, așa, 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 cu mâna cealaltă, tot așa, te gândești tot omul să-și... Copilași, da? Ei, cântăm la mulți ani, nu? Hai să vedem. Mulți ani, aveți ceva special, da? Aha.